Liga 1, Chindia Târgoviște, F.C. Botoșani, vineri, ora 17:30, Digi Sport 1. Liga 1, C.S. Mioveni, Dinamo, vineri, ora 20:30, Digi Sport 1. Cetățenii au dat o adevărată bătălie la returul de pe Wanda Metropolitano cu Atletico Madrid, iar consumul fizic și-a spus cuvântul, mai mulți jucători fiind afectați de probleme medicale. Kevin De Bruyne ar putea să lipsească de la duelul cu Real Madrid din Champions League. Cu mai puțin de 2 săptămâni până la prima manșă a semifinalelor Champions League, cei de la Manchester City au parte de vești proaste, anunță presa iberică. Cel mai important jucător al lui Pep Guardiola, Kevin De Bruyne, ar putea să fie absent de la dubla manșă contra galacticilor din cauza problemelor medicale. Mijlocașul a fost titular pentru Manchester City în confruntarea cu Atletico Madrid, dar a fost înlocuit în minutul 65 de Raheem Sterling după ce a acuzat o problemă medicală. Momentan nu se cunosc detalii suplimentare cu privire la problemele pe care le are belgianul. Manșatura semifinalelor Champions League dintre Manchester City și Real Madrid se va juca pe 26 aprilie, în timp ce returul de pe Santiago Bernabéu o să aibă loc pe 4 mai. Ambele partide urmează să fie transmise în direct pe Digi Sport 1. Manchester City, Real Madrid și Liverpool Villarreal, semifinalele UCL. În sferturile de marți și miercuri, transmise în direct pe canalele Digi Sport, Villarreal a eliminat-o pe Bayern Munchen, Real Madrid a trecut de Chelsea Londra, Liverpool a eliminat-o pe Benfica Lisabona, iar Manchester City a trecut de Atletico Madrid. Villarreal este în semifinalele Ligii Campionilor pentru a 2a oară în istoria clubului. Manchester City și Villarreal n-au câștigat niciodată trofeul UEFA Champions League. Real Madrid deține recordul de trofee în Liga Campionilor, Cupa Campionilor Europeni, 13. Ultimul triumf datează din 2018. Liverpool a câștigat cel mai important trofeu european intercluburi de 6 ori, ultima dată în 2019. Semifinalele UEFA Champions League sunt Manchester City, Real Madrid și Liverpool Villarreal. Partidele se vor disputa în dublă manșă. Primele confruntări sunt programate în Anglia, la Manchester și Liverpool. Semifinalele Ligii Campionilor sunt programate pe 26 și 27 aprilie, respectiv 3 sferturi mai. Ora de start va fi ora 22 pentru fiecare partidă. Finala UEFA Champions League se va desfășura pe 28 mai, pe arena Stade de France din Paris. Toate meciurile vor putea fi urmărite pe canalele Digi Sport. Chelsea Londra este deținătoarea trofeului. Topul golgheterilor din UEFA Champions League 2021. 13 goluri, Robert Lewandowski. 12 goluri, Karim Benzema. 11 goluri, Sebastian Haller. 8 goluri, Mohamed Salah. 7 goluri, Christopher Nkunku. 6 goluri, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Riyad Mahrez, Leroy Sane, Arnaut Danjuma Groeneveld, Darwin Nunes. Etichete Manchester City, Real Madrid, accidentare, Champions League, Kevin De Bruyne. Urmărește știrile Digi Sport, roșii pe Google News.